Te salut, Nicu, și la mulți ani. Spune-ne, în primul rând, cum au fost pentru tine aceste sărbători de iarnă? Cum le-ai petrecut? Vă salut! A fost o perioadă frumoasă, petrecut alături de familie. Sper că o să ne-am încărcat bateriile și să revin cu forțe proaspete, pentru că ne așteaptă un sezon, un an foarte greu. Ce obiective ți-ai trasat tu pentru anul 2024, atât la nivel personal, cât și la nivel colectiv cu echipa? Deocamdată vreau doar să mă pregătesc bine acest cantonament, să fiu ferit de accidentări și la finalul sezonului să fim cât mai sus în clasament. Nu vreau să mai vorbesc de titlu. Deocamdată trebuie să câștigăm fiecare meci, pentru că nu am avut niște evoluții constante în sezonul trecut și sper că acum să se întâmple diferit. Nu pot să nu te întreb și de startul de foc din 2024, pentru că nu mai e foarte mult timp la dispoziție. Vom începe împotriva celor de la Faro acasă, apoi din nou pe teren propriu împotriva celor de la FCSB. Cum crezi că va fi? Da, vor fi două partide foarte, foarte grele. Cu siguranță cu Faro va fi altă partidă decât cea din cupă. Vor veni cu toți jucătorii. Trebuie să nu mai facem acele greșeli pe care le-am făcut în ultimele două partide, unde am condus cu 2-0 și am fost cu egalați. După aceea la UTA am fost conduși cu 2-0 și am egalat noi, dar foarte greu. Trebuie să fim mai concentrați în faza de apărare și, ținând cont că jucăm acasă, ar trebui să câștigăm ambele partide. Tu ești un fotbalist experimentat și familiarizat până la urmă cu tot ceea ce înseamnă aceste stagii de pregătire. Spune-ne și nouă, cam care ar fi așa obiectivele pentru suporterul care poate nu cunoaște foarte multe detalii din interior? Cred că antrenorii vor ca toți jucătorii să fie apți, să nu se accidenteze nimeni. Și noi, ca jucători, la fel, ne dorim să facem pregătirea 100%, pentru că acest lucru contează foarte mult în evoluția pe parcursul sezonului. Acest an 2024 coincide pentru tine și cu această calificare la turneul final, la Euro. Cum va fi pentru tine? Ce sentimente te încearcă? M-am gândit tot timpul la campionatul european. Mă bucur foarte mult că ne-am calificat, dar până în vară sunt multe meciuri la echipa de club unde vreau să joc meci de meci și să fiu sănătos. Pentru că dacă se va întâmpla ceva, voi rata acel campionat și nu vreau asta. Nicu, ce mesaj le transmiți tu suporterilor în startul acestui an 2024? Ce pot să le urez? Un an sper cât mai bun pentru noi, să fie alături de echipă și chiar dacă mai sunt momente dificile, împreună vom trece peste. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu! Te salut, Alex! La mulți ani, un an nou fericit alături de cei dragi și multe împliniri pe plan profesional. Cum au fost pentru tine aceste sărbători de iarnă? Vă salut, la mulți ani! Am avut niște sărbători fericite în sânul familiei. Am ales ca anul acesta să rămân acasă. Avem o fetiță și e micuță pentru a călători și a pleca prin țări calde cu ea. Care sunt obiectivele tale pentru acest an? În primul rând, cred că îmi doresc să fiu sănătos. Plecăm astăzi într-un stagiu de pregătire și îmi doresc să fiu sănătos, să-l închei cu bine și obiectivul meu este să fac mai mult din ce am făcut anul trecut. Cum caracterizezi acest restart, am putea să spunem, în Superliga? Avem două derbiuri împotriva celor de la Farul și FCSB. Da, vom avea un restart de foc. Întâlnim două echipe puternice ale campionatului românesc, dar va fi important ce vom face acum în stagiul de pregătire. Trebuie să ne pregătim foarte bine, individual, fiecare în parte, și vom vedea la ora jocului. Aș vrea să te întreb în linii mari, cum arată pentru tine o zi de cantonament, începând de dimineața până seara, ca să afle și suporterii ceea ce înseamnă un stagiu de pregătire centralizat? În linii mari ne trezim la micul dejun, ne pregătim pentru primul antrenament, ne întoarcem de la antrenament, luăm prânzul, ne odihnim 3-4 ore și după aia începe a doua sesiune de antrenament și terminăm cu cina. Asta va fi, cred că, 14 zile consecutive cu două antrenamente pe zi. În final, aș vrea să te întreb și ce le transmiți tu suporterilor în startul acestui an. Vreau să le urez la mulți ani, un an nou plin de bucurie alături de noi și să fie alături de noi, indiferent de situație.